Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă invit la etalările privind zodiile pentru luna iulie. Și am să încep cu balanța, da? Pentru luna iulie o să fie o etalare un pic diferită, da? În funcție de... De fapt, vreau să cuprind mai multe aspecte, da? Nu uitați că este o etalare generală care poate sau nu să rezoneze cu dumneavoastră. Două secunde. Ok. Pentru balanță, pentru luna iulie, să vedem evenimentele importante pentru dumneavoastră. În ceea ce privește pentru persoana dumneavoastră în luna iulie, văd că balanțele vor să călătorească, vor fie o mărire de salariu, fie o avansare pe un nou post, fie veți semna un contract cu, în urma căruia veți câștiga mult mai mult. În orice caz, veți avea succes în tot ceea ce veți întreprinde. Legat de finanțe, trebuie să cheltuiți cu mare atenție, dragile mele, balanțe în luna iulie, pentru că aveți unele probleme, trebuie să vă detașați de la lucruri pe care le cumpărați inutil, trebuie să lăsați în spate această irresponsabilitate legată de bani, de partea financiară, pentru că nu vă aduce cu nimic bine. Puneți la îndoială o decizie importantă pe care trebuie să o luați vis-a-vis de familie. De familia dumneavoastră, legată de părinți, de rude, da? Deci nu de copiii dumneavoastră sau de soț. Această decizie este greu de luat. Nu va fi o decizie ușoară, iar cărțile spun că în iulie să nu veți trece prin niște momente destul de dificile. Există unele sacrificii care trebuie făcute. Ar trebui să nu vă implicați foarte mult în relația cu părinții sau să faceți ceva împotriva, da, acestora. Nu este momentul. În ceea ce privește familia dumneavoastră, copiii dumneavoastră, aveți proiecte fericite, vă proiectați în viitor pentru a avea o familie fericită, vreți să continuați în situația în care sunteți, în relația în care sunteți alături de copii, aveți mari speranțe în orice caz, sunteți optimiști că lucrurile vor evolua către pozitiv. Dacă până acum a fost ceva negativ în această relație de familie, aveți speranța că lucrurile vor merge către pozitiv. În ceea ce privește dacă aveți copii, pentru persoanele care au copii, să știți că aveți anumite responsabilități vis-a-vis de aceștia, responsabilități materiale, dar și spirituale. Le veți realiza anumite dorințe, în orice caz și ei vă vor recompensa cu dragostea necesară. Un ciclu, o etapă din viața
lui, a lor, da? Dacă aveți mai mulți copii, se va încheia și ceva nou va începe. Există posibilitatea ca să aveți copii adolescenți care vor începe, vor schimba școala sau vor merge mai departe pe un alt drum. Da? În ceea ce privește munca, trebuie să, la serviciu, trebuie să dați dovadă de înțelepciune, de cinste, să respectați regulile, să respectați normele, veți comunica foarte mult, nu știu în ce domeniu lucrați, dar unde lucrați trebuie să comunicați foarte mult cu publicul, cu anumite persoane, iar acest lucru este o calitate care, pe care o aveți și de care vă folosiți, da, în această lună iulie. În ceea ce privește relațiile sentimentale, există o separare, un șoc emoțional, un eveniment care vă va bulversa în această lună iulie. Nu vreau să vă fac frică, însă cineva se va detașa de o anumită persoană complet. Iar în ceea ce privește lumea exterioară, da? Cei care fac parte din prieteni, din cercul dumneavoastră de prieteni, da? Restul familiei, eu știu, la serviciu, colegi, veți primi vești bune, veți avea o schimbare și veți lua o decizie pozitivă. Va exista o a doua șansă care vi se va oferi privind chiar și primirea unor bani din exterior. Aici mai văd de asemenea că vă doriți și aveți o forță interioară extraordinară, aveți voință, sunteți plini de încredere în această lună iulie, aveți vitalitatea necesară să treceți peste această separare, peste această bulversare, peste acest șoc emoțional. Sunteți o persoană care poate vă ocupați de și dați în cărți sau vă plac în orice caz aceste științe oculte și aveți această putere. Aveți puterea de a aduce lumea într-un loc mai bun și de a face oamenii să aibă încredere în dumneavoastră. În destinul dumneavoastră s-ar putea să apară o persoană din RAC, o persoană intuitivă, o persoană care vă visează foarte mult. Veți fi plin de emoții cu această persoană, însă este o relație în secret, văd. Fie dumneavoastră visați această persoană, fie această persoană vă visează. Pentru câțiva dintre dumneavoastră, dacă vreți să faceți copii, să știți că este momentul ca să aveți, să rămâneți însărcinată. Da? Dacă vă doriți acest lucru, astrele sunt favorabile în această lună iulie, dragile mele prietene, din balanță. În ceea ce privește anturajul dumneavoastră și prietenii, să știți că ar trebui să nu vă lăsați influențată de inteligența de care poate aceștia dau dovadă sau o stabilitate anume pe care dumneavoastră o percepeți, despre o putere pe care aceștia o au, pentru că lor le place să dețină controlul, însă și dumneavoastră sunteți o persoană destul de puternică care știți să manipulați într-un sens frumos pe cei din jurul dumneavoastră. În ceea ce privește, pentru că foarte multă lume m-a întrebat de sănătate, sănătatea este un subiect sensibil, însă în ceea ce privește sănătatea, să știți că veți semna anumite, mi-arată niște hârtii legale
pentru care dumneavoastră trebuie să faceți dovadă de cinste și dreptatea va fi de partea dumneavoastră. Dacă sunteți cinstiți, cinstită, privind un aspect al sănătății, da? Veți trece prin mai multe etape în această lună iulie, prin mai multe piedici, sunteți de fapt puși la o încercare în această lună iulie, dar cu cinste și omenie, dreptatea va fi de partea dumneavoastră. Deci ceea ce vreți să realizați se va realiza. Și acum, pentru voi, dragile mele balanțe, am să extrag o carte de aici, ca și mesaj pentru luna iulie. Ceva de drepturi, da? Trebuie să respectați și să vă apărați drepturile. Aveți trei cărți care vă indică acest lucru. Deci, dreptate, armonie, cinste, da? Trebuie să recunoașteți că în fiecare formă din viață există un aspect legal, indiferent de ceea ce este. Despre ceea ce este vorba, există un aspect legal, iar dumneavoastră sunteți apărătorii dreptății. Da? Vă doriți ca dreptatea, cinstea, omenia să fie respectate, iar în luna iulie veți respecta, trebuie să respectați și să vă apărați pentru că aveți aceste drepturi. Da? Nu știu la ce se referă, poate face sens cuiva. Cam atât pentru voi, dragile mele balanțe, pentru luna iulie. Sper să fi aflat noi idei, noi lucruri interesante care vă pot ajuta pe mai departe. Vă mulțumesc tuturor! La revedere!